Salut! La sfârșit de septembrie, astăzi în grădină, am o surpriză deosebit de plăcută. A crescut ștevia. Ștevia care n-a vrut să crească toată primăvara și toată vara. Căldurile extreme i-au oprit creșterea, dar odată cu scăderea temperaturilor și sosirea câtorva ploi, ștevia a crescut exploziv. Așa că astăzi pot culege un coș bun cu această plantă minunată, din care se pot face mâncăruri deosebite, mâncare de ștevie sau ciorbă de ștevie. Este o plantă perenă pe care, dacă o puneți în grădina dumneavoastră și aveți grijă de ea, de rădăcina ei, să nu o săpați, o veți avea pentru mai mulți ani la dispoziție. Îngrijită corespunzător, doar udată și cu ceva îngrășământ, puteți recolta fără probleme minim 3 recolte într-un sezon. Așa că vă recomand să o aveți în grădină, într-un loc ferit, într-un loc curat, de unde să o recoltați de fiecare dată când aveți poftă de o mâncare curată, o mâncare de post, o ciorbă de ștevie. Mie îmi place foarte mult. O prefer în comparație cu spanacul. Ștevia pentru mine este mâncarea de primăvară prin excelență. Atât pentru astăzi. Vă recomand să vă puneți, să o aveți în grădină. Până data viitoare să ne auzim și să ne vedem sănătoși. Și să ne rugăm să vină ploile. Pentru că dacă pământul are apă, atunci ne vom bucura și noi de roade bogate. Multă sănătate, numai bine!